La manj. Nu știu cum se descurcă pe fază defensivă. Să vedem pe Răduț, pe centrul porții, apără Chitanov. Nu știu cum se descurcă. Pe atac nu se mișcă rău. Se vede că știe fotbal. Știe unde se plasează. Preluarea, este încurcat un pic de Moise Roje spre Buhăescu. Acțiune bună a Petrolului, Buhăescu scoate la Vaiuși. Vaiuși, șut deviat, Lazar plutește spre mine. Portar de națională, a împins bine în picioare și reușește să se redreseze. Oricum o acțiune mai bună a Petrolului, o acțiune de natură să... Cârpici, fără niciun fel de emoții, 2-0 Astra. 2-0 Astra din minutul 61. Interesant este că Neagoie schimbă cei doi marcatori. Reușește să îndepărteze pericolul, se luptă Buhăescu, rămâne la minge. Este o șansă pentru Petrolul, Buhăescu. Nu-l bați pe Lazar cu asemenea execuții, un gest de la această fază. O fază în care a jucat foarte bine, dar ar fi trebuit să-i paseze lui Moise, plecat pe culoar. Moise ar fi ajuns în situație de 1-1. Rămâne însă în continuare periculoasă. Zanadia, deviere la care portarul greșește, neverosimil, Chitanov alunecă, se face 3-0. A reușit să înscrie, iată, și Vutri. Dar asta este o greșeală de proporții monumentale pentru un portar care se gândește la națională. Chitanov, nu știu cum a reușit să ia acest gol. 3-0. Vaiuși apără Lazar, este o minge pasată la portar, execuție catastrofală a celui mai tehnic să întorci partida, dar wow!